Eu vreau să mă adresez în limba de stat către poporul român, către autoritățile române, adică voi vorbi aceea ce a vorbit Alexandru Popa în limba rusă. De mai multe secole, România, un stat artificial ce a fost creat împotriva Rusiei, își demonstrează pofta față de pământurile noastre, al Republicii Moldova. În moment ce noi nimerim într-o situație dificilă, România, care aproape permanent se dirija de peste hotare, încearcă imediat să profiteze. Dar viața a demonstrat că aceasta nu aduce niciun folos. De două ori, la finisarea primului și al doilea război mondial, România se afla pe cale de dispariție. Astăzi, când România din nou calcă pe calea dubioasă de capturare pământurilor străine, ea din nou are șanse de a dispărea. Oare credeți că vă va ajuta sau vă va proteja faptul că sunteți membrii NATO? Speranțe goale. Primul pericol ce vă așteaptă dacă veți continua încercările de a captura pământurile noastre, oportunitatea de a fi exploatați din interior. Ați crezut oare că este posibil de a împărți doar ceva străin? Dar noi propunem strategilor voștri să-și imagineze că și România poate fi divizată în bucăți. Puteți să nu credeți în așa ceva? Dar iugoslavii și ei nu credeau că țara lor poate fi nimicită. În Irak, Libia, Siria, tot nu credeau. Și ei și voi sunteți naivi, presupunând că trăiți în secolul 21, secolul civilizat. Dar există o țară, Statele Unite ale Americii, care habar de grijă nu are despre aceea ce cred servitorii lor români. Noi nu avem nicio iluzie referitor la independența țării noastre în ziua de astăzi. Independența reală Moldova o avea atunci când se afla în componența Uniunii Sovietice. Ca și poporul vostru în timpurile lui Ceaușescu, apropo. Astăzi și voi și noi depindem de ceilalți. Noi suntem independența economică de Rusia, Europa și nu numai. Da, conducerea Moldovei și al României sunt marionete politice, siguri, al Europei și al SUA. Dar aceasta nu înseamnă ca și populația țării noastre se va bucura de unire cu România. Nu. Țara noastră a participat în eliberarea României de fascism. Conducerea română a mulțumit poporul moldovenesc măcar o dată. Nu. Nu ne amintim despre așa ceva. Putem presupune că în suflet, undeva, românii sunt recunoscători. Dar nouă ne pare că sugestiile voastre cu unirea ar trebui să începeți cu niște cuvinte simple. Iertați-ne, frați moldoveni, pentru că v-am ocupat de două ori, pentru că v-am sfidat timp de 25 de ani. Vă mulțumim pentru aceea că ați dat viețile voastre pentru eliberarea României de sub jugul fascist. O problemă aparte, crearea în Chișinău unui ghetto pentru evrei. Atunci puterea română a exterminat nemilos cetățenii evrei pe teritoriul nostru. Armata sovietică a reușit să elibereze doar 6 persoane. Și aceasta noi nu putem da uitării. Dar să ne întoarcem la ziua de astăzi. Motivul principal al conflictului nostru intern cu Transnistria au fost declarațiile unor trădători moldoveni despre unirea cu România. Din această cauză, moldovenii au început să împuște unul pe altul. Dar malurile Nistrului, ambii, sunt două părți a unui popor. Și noi, fără nicio îndoială, ne putem uni cu scopul de a întoarce armele împotriva ocupanților români. Pe scurt,
Ce nu am obținut atunci, putem face astăzi. Dacă voi, nu vă veți opri, desigur. N-ar trebui să uitați despre aceasta. Există și altă problemă. Mișcarea partizanilor. După statistică oficială, cetățenii noștri numai de pe malul drept dețin 70.000 de unități de arme de foc. Și nimeni nu cunoaște câte se află la mână neoficial după conflictul pe râul Nistru. În ultima perioadă, România demonstrează un interes mare referitor la pământ moldovenesc ce a fost îndepărtat Ucrainei. Aceasta este culmea. Ce pământ puteți avea voi acolo? Aceasta noi avem pământurile noastre pe teritoriul României. De asemenea, apropo, României astăzi îi aparțin și niște pământuri ungurești. Sperați că teritoriul nostru va fi cadonat vouă? Intenționați să luptați sau veți ruga NATO să o facă pentru voi? Așa probabil. Deoarece toată lumea cunoaște ce fel de ostași sunteți. Există un bun proverb român. La plăcinte înainte, la război înapoi. Ați demonstrat curajul și în perioada al primului război mondial și în perioada de al doilea. Și independența de sub jugul osman ați obținut-o doar grație Rusiei. În schimb, după fiecare conflict, ați participat la alocații de o bucată de teritoriu străin. Ne convingem că Otto von Bismarck nu în zadar spunea că român nu este naționalitate, dar profesie. Este uluitoare și impertinența cetățeanului statului România, agentului american Băsescu. În Moldova, el se compară cu un guzgan ce încearcă să fure ceva de la vecini. Băsescu îi spune niște povești cetățenilor români despre aceea cât de mult moldovenii doresc să se unească cu frații români. Acei care vă promit susținerea populației noastre doar vă înșală, fiindcă primesc finanțe pentru promovarea unionismului. Dar, de fapt, ei își bag mâna în buzunarul poporului român. S-ar putea de înțeles această idee în caz dacă veți cheltui banii voștri proprii. Dar statul România și singur trăiește în datorii. Cum puteți admite faptul când consul României personal îi acordă mită primarilor moldoveni numai ca ei să declare că satul lor este gata să se unească cu România? Mai mult ca atât, voi deja permiteți și primarilor din România să facă așa ceva. În România, la moment, și primarii se ocupă de politica externă. Nu vă băgați în problemele noastre interne. Luând în considerație ispravele voastre precedente anti-Moldave, dar chiar și anti-Române, noi putem astăzi declara că nu mai sunteți frații noștri adevărați, doar vecini. Posibil rude, dar rude îndepărtate, față de care noi avem pretenții serioase. Și sunteți rude periculoase. Știți de ce? Deoarece pe teritoriul vostru se află baza NATO, care, dacă s-ar întâmpla un conflict militar cu Rusia, va fi nimicită prima de către o lovitură puternică din partea Rusiei. Și dacă unii politicieni neadecvați din țara voastră sunt excitați de această idee, noi, moldovenii, nu avem nevoie de așa o perspectivă. Noi nu dorim unire cu o țară care a cotropit cândva teritoriul nostru, care a împușcat deputații noștri și care a exterminat mii de cetățeni în parcursul anilor 1918-1944. Noi suntem vigilenți față de stat, conducerea cărora, fără o procedură legală juridică, a omorât omul care, pe data de 22 decembrie 1989, a lăsat poporul său fără nici o datorie față de capitalul mondial. Atunci România încă îi aparținea românilor. Dar la moment
Aparține oare România poporului român? Și pentru sfârșit, încă o dată, vă declarăm. Lăsați-ne în pace. Nu ne atingeți. Dacă nu doriți ca noi, mâine, să venim la voi după pământurile noastre.